Locurile din tribunele stadionului Marina Anastasovici nu au fost ocupate în totalitate niciodată de când Astra joacă la Giurgiu și tribunele au fost modernizate. Sunt premise ca partida de mâine cu West Ham să poată rămâne în istorie ca primul meci care a umplut tribunele la refuz. Două zile de la punerea la vânzarea tichetelor de acces pe Marina Anastasovici pentru meciul de joi, au fost vândute aproximativ 3.000 de bilete. Luni la prânz, casierii anunțau 1.700 de locuri ocupate, iar astăzi la prânz 4.700, dintr-un total de 7.900 de locuri ale stadionului. Cum merg vânzările? Până astăzi, la ora prânzului, au fost vândute aproximativ 4.700 de bilete. Antrenorul Astrei a fost întrebat de către jurnaliști dacă stadionul se va umple la meciul cu West Ham. Răspunsul este unul Marca Șumudică. Sper să se umple stadionul. Cu cine? Cu West Ham. Păi eu știu, sper să se umple. Mai vin și englezi, probabil. Sper să se umple, nu știu. Vedeți că sper să nu fie spectator de rezultat, fiindcă mai sunt niște echipe care au spectatori de rezultat și de stadioane, așa, dacă e stadionul frumos se duc 20-25 de mii, dacă e stadionul mai urâțel le vine 2000. Măsuri speciale de securitate pentru întâlnirea fotbalistică de mâine seară. Forțele de ordine au fost suplimentate pentru ca pe stadion și în împrejurimile acestuia totul să fie ok, iar numărul celor care se ocupă de asta ajunge la peste 600. Vor fi peste 200 de angajați ai grupului de jandarmerie mobilă Ploiești, alți 200 reprezentanți ai firmelor de pază contractate de către clubul Astra, 25 de polițiști locali și 75 de jandarmi din Giurgiu, la care se adaugă reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu și ai Poliției Naționale. Le recomandăm suporterilor giurgiuveni să respecte indicațiile forțelor de ordine, indicațiile stewardzilor, ale jandarmilor cu ocazia desfășurării meciului de fotbal din data de 6-8-2015, meci care va începe în jurul orelor 21, dar accesul spectatorilor în incinta complexului sportiv se va face începând cu ora 19. Oficialii jandarmeriei au anunțat că deja la București au ajuns aproximativ 350 de suporteri englezi. Conform jandarmeriei, rezervările inițiale ale englezilor au fost de 500 de locuri în tribune, iar clubul Astra le poate pune la dispoziție maxim 1000. Radio România Actualități a anunțat că la București sunt așteptați aproximativ 1500 de suporteri englezi. Jandarmeria a mai transmis că aceștia vor pleca organizat din București spre Giurgiu la ora 17:30 și vor intra pe stadion după ce se vor fi grupat la Giurgiu în zona Parcului Tineretului, din imediata vecinătate a hotelului. Veste bună pentru suporterii giurgiuveni. West Ham United, adversar Astrei Giurgiu de mâine în turul 3 preliminar al Ligii Europa, a fost învinsă luni într-un meci amical, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 la pauză, tot 2-1 de formația germană Werder Bremen. Golurile învingătorilor au fost marcate de Uiah în minutele 20 și 31, în timp ce pentru gazde a înscris Sacco în minutul 19. Acela Sacco s-a destănuit ziariștilor englezi și a afirmat suscitare că West Ham vine la Giurgiu să învingă, altfel nici nu se pune problema. La rândul lor, fanii Astrei din Liga Suporterilor sunt optimiști cu privire la calificarea giurgiuvenilor în fața lui West Ham, dar și când vine vorba despre prezența giurgiuvenilor pe stadion. Așteptăm stadionul plin, vrem iar 8.000 de oameni în tribune, vrem atmosferă peste cea care a fost la meciul cu Lyon, vrem să arătăm că și la Giurgiu fotbalul este important și oamenii din Giurgiu iubesc fotbalul, iubesc Giurgiu, iubesc Astra, pentru tot ce se arată acum la televizor, pentru tot ce se vorbește. Să fim cu toții prezenți la meci, să susținem Astra, să ne calificăm în turul următor. Păi așteptăm acum joia viitoare și sperăm să ne calificăm, de fapt sperăm. O să că ne calificăm cu siguranță. Cum vezi atmosfera de la Giurgiu de joia viitoare? Sperăm să facem o atmosferă. Din nou invităm toți giurgiuvenii să susțină Astra Giurgiu și să vină alături de noi, pentru că avem foarte mare nevoie. Cu siguranță suporterii lui West Ham vor veni în număr cât mai mare la un asemenea scor. Ne așteptăm la în jur de 1000, pentru că sunt o echipă de suporteri foarte mare. Sperăm să vină giurgiuvenii și alături de noi în galerie, în sectorul 4, la peluză, să susținem și să obținem un 1-1 cel puțin, care ne va califica. Astra Giurgiu se apropie de unul dintre cele mai importante meciuri din istoria clubului. Joi 6 august de la ora 21 pe stadionul Marin Anastasovici, Astra Giurgiu vs West Ham United, o partidă pe care nu o puteți rata.
Veniți pe stadion și susțineți Astra Giurgiu.